Salutare, doamnelor, domnilor, zi și noapte, doar cu gândul la voi, dragii mei. Sunteți bine? Foarte bine. Și eu sunt bine alături de voi. Mă doare spina, dar nu e grav. Cu dispoziție la maxim, propun să începem. Talk show la maxim vreau să fie. Vai de mine, fraților, vai de mine. Ce cumpănă, zi cu ghinion. Dacă ratam, dacă nu reușeam să vin la emisiunea noastră, cu ce mă alegeam? Dumnezeule, mai bine muream. Ei și, ce folos că am fost la Rio pe plaja Ipanema. Atunci când n-am închis un ochi, căci zi și noapte, doar cu gândul la voi, pentru că vă iubesc. Vă iubesc precum își iubește sclavul lumina și orbul libertate. Vă mulțumesc. Îmi pare să am exagerat un pic. Și totuși, ce sentiment puternic e dragostea asta? Și nu o spun în zadar. Pentru că invitatul nostru este reprezentantul profesiei pe care nu o poți face fără dragoste și dedicare. Da, dragi, știu că n-aveți răbdare. Și totuși, oare cine este domnul care așteaptă cu mare nerăbdare să apară și să ne facă să vibrăm? Da, dragilor. El e cel ce a primit trofeul Onestitatea Anului, cel care ajută o bătrână să traverseze strada, omul care pur și simplu nu știe cum se pronunță și se scrie cuvântul mită, Cavalerul Luminii, un luptător pentru dreptate, Gigi Aramă, general de poliție, e aici, la maxim! Bună seara, domnule general! Bine ați venit! Să trăiți! Wow! Ce mustață! Îți place? E tare! Vreau să vă mulțumesc, domnule Aramă, că ne-ați onorat cu prezența. Toate aplauzele astea sunt pentru dumneavoastră! Știu! Gata! Ce aveți? Un fleac. Ați dormit rău? Eu niciodată nu dorm, băiete. Extraordinar! De ce, domnule? Un infractor. Așa? Aseară. Da? Sectorul centru. Da? Ce? Ce a fost? Ce s-a întâmplat? Nu. Ce nu? Mai bine nu. De ce, domnule? Prefer să scutesc cetățenii de asemenea momente. Atunci când voi nu sunteți stresați, așa? Atunci eu sunt liniștit. Extraordinar. Câtă dragoste și câtă responsabilitate. Nu. Pur și simplu nu-mi vine să cred. Da, dragi prieteni. Da. Datorită acestor oameni, domnule Aramă, vă rog. Datorită acestor oameni, noi putem dormi liniștit, cu un deget în gură. Domnule general, permiteți-mi să vă spun un mare mulțumesc din partea tuturor cetățenilor. Vă mulțumesc. Eu doar îmi fac meserie. Sunteți prea modest, domnule general, vă rog, lăsați modestia la o parte. Apropo, și mulți infractori buni pe străzile țării? Sunt mulți. Prea mulți. Din păcate.
Avem și o listă a răufăcătorilor, care, datorită domnului Aramă și a colegilor săi, au fost dezarmați. Bravo! Noi trebuie să ne cunoaștem eroi. De cât timp ați avut nevoie pentru a-i neutraliza pe acești indivizi? 5 săptămâni? 5 zile. Incredibil! Incredibil! Atât de mult și doar 5 zile? De unul singur. Așa? Cu mâinile astea. Extraordinar! Extraordinar! Da. Domnule Aramă! Spune-mi, Gigi! Stați puțin! A fost o glumă, da? Nu. Gigi. Discuția noastră devine din ce în ce mai interesantă. Bine, Gigi. Vreau să te întreb ceva. Da. Dar să nu ne grăbim. Înainte de a continua această discuție minunată, îți propun să faci o pauză și să savurezi o cafea sau ceva mai tare în camera noastră de așteptare. Dar între timp vreau să invit pe canapeaua noastră o fiară, domnule. Da, pentru că nu pot găsi o altă comparație. E pur și simplu o fiară. Cel mai dorit și căutat bărbat. Cel ce are mii de pătături pe palme. Oftatul și disperarea femeilor. În cea mai fierbinte rubrică. Doar aici, la maxim. Sex la maxim cu Albert. Dracu să-l ia. Într-adevăr, ești o fiară sexuală, Albert. Știu, dar nu despre trofeele mele am venit să discutăm astăzi aici. Ba da, desigur. Astăzi vorbim despre pick-up, Max. Pick-up? Da. Curios. O să divulg, stimați bărbați, secretul agățării în stradă. O, da! Căldurile tropice vin peste noi, te-am înțeles corect? O să fie foarte cald. Albert, stai puțin. Ce? Ce s-a întâmplat? Eu lucrez, Max. Mii de scuze, dragul Albert, dar Chris m-a rugat să-ți transmit ceva. Cine? Chris, iubita producătorului. O cheamă Chris? Da, Chris. Ce ți-a spus? Păi m-a întrebat cine e acest tip impozant și m-a rugat să-ți transmit un cadou. Chiar ea ți-a spus asta? Desigur. A, cadouri. Curaj, curaj, amice! Alo! A? Oamenii așteaptă. Publicul te vrea. A? Cum putem agăța o femeie timp de 5 minute și timp de o oră ea deja e în patul vostru? Bine. Priviți-o în ochi și nu plecați privirea. Important e să nu panicați. Toate trucurile astea sunt verificate în timp. O priviți în ochi și îi spuneți. În noaptea asta, tu vei fi a mea. Stop!
Cum ai putut face una ca asta? Ce-am făcut? Citeai din Byron, Eminescu, mi-ai spus că mă iubești și după mă înșeli? Ce faci? Ne vede o țară întreagă. Curvarule! Cine e asta? E verișoara mea. Cine ești? Tu mergi cu mine. Publicitate. Îți place pescuitul în miezul nopții? Ești plin de sine, răpitor de inimi și parcă totul merge strună. Momeala e aruncată, vă întâlniți cu ochii, ea zâmbește, tu îi zâmbești și iată-l, punctul culminant. Cortina cade, trofeul e în laț, dar undița e stricată. Nu dispera pe scar nocturn, potența vit, în seara asta fără pește, nu te întorci acasă. Da, pescarilor, grăbiți-vă! Voi sunteți mulți, produsul însă limitat. Potența vit, calitate garantată. Credeți-mă, eu știu ce spun. Lucram? Orice nu s-ar întâmpla, dar show-ul nostru va continua. Fie tornado sau tsunami, sau o asemenea banalitate cum a fost acest mic incident. Ce pot spune, dragii mei? Un teatru de prost gust, cu un scenariu banal, patetic, cu care eu nu am nicio tangență. Dar să trecem peste asta. Să nu vorbim despre lucruri urâte. Noi revenim la lucruri serioase. Invitatul nostru din asteseară este domnul Gigi Aramă, general de poliție. Gigi, vreau să te întreb ceva. O temă așa mai pipărată. Vreau să vorbim despre corupție. Ce? Corupție. Nu înțeleg. Cum să-ți explic? Habar n-am. Ok. Imaginează-ți. Doar imaginează-ți. Așa. Eu conduc mașina în stare de ebrietate. Da. Dumneata mă oprești. Așa. Și eu te mituiesc. Ce faci? Mită, domnule! Mită! Îți dau bani ca să pot pleca liniștit spre casă. Sau, de exemplu, atunci când o gașcă de nebuni îl omoară pe unul în bătăi, după care scapă, pentru că tati se înțelege foarte bine cu nenea polițist. Sau și mai bine, tati e nenea polițist. Sau deputații noștri scumpi își fac de cap și fac pe noi pentru că stau la frigărui cu nenea polițist. Sau nenea polițist se mai întâmplă atunci când se distrează să țipe în gura mare că e nenea polițist. Eu sunt ofițer. Eu am dat jurământul. Să-mi spui mie una ca asta. E p***ul lui. A fost o glumă, domnule. Da? Nu. Desigur. Și eu m-am prins. Ca un puștan. Ești șmecher. Da. Și vreau să te provoc. Pe mine? Da. Vrei să mă provoci la un duel? A fost o glumă? Da. Știu, am simțul umorului. O, da, asta se vede. Se vede? Desigur. Așadar, dragilor, provocare la maxim, cu Gigi Aramă. Rămâneți cu noi. Regula este foarte simplă. 5 bilete, 5 provocări. Extrag un bilet și acolo, pam, poruncă. O provocare pe care trebuie să o îndeplinești. Am văzut emisiunea și chiar îmi place. Și tu ești bravo. Super. Poftim. Asta da, înțeleg provocare. Te rad, nici nu clipezi de ochi. Ești sigur, Gigi? Uhuu! Jucați cu Max o partidă de dame. În loc de figuri, aveți pahare cu vodka. Și cel ce pierde-i, vai de capul lui!
Da, asta înseamnă a fi provocat la maxim. Până aici, dragii noștri. Gata? Asta e tot? Da, cam asta e. Auzi? Da. Cum te cheamă? Max. Ascultă, Maxim. Știi cine sunt eu? Da, da, știu. Dacă ai probleme, evitat le rezolvi. Auzi? Da, da, aud. Mine toți mă știu în orașul ăsta. Dacă vrei bani, n-ați bani. Dacă vrei să mergem la... Acum ne urcăm în mașină și... Nu, nu, vă mulțumesc. Maxim? Da? Știi cine e nașul meu? Sigur. Cine? Da, doamnelor și domnilor. Asta înseamnă show la maxim. Până aici, dragii noștri. Talk show la maxim. Cel mai tare show din lume, pentru că e al nostru. Eu sunt Max. Dumnealui e... Dumnealui e Gigi Aramă. Zâmbiți mai des și fiți cu ochii pe noi. Eu vă cuprind. Să aveți o zi sau seară bună. Pa!